Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din 7 Days to Die. 7 zile până mor, suntem în ziua 7-7. Cred că jocul Snake tocmai un diamant crud. Un diamant crud. Da, tocmai l-ai căcat. Da, dar e crud. E crud. Da, zice acolo că e raw diamond. Ah, oameni buni, bine v-am găsit. Crud. Este eu cel mai bun jucător de 7 Days to Die din România. Exact, el este. Uitați-vă atent la el. Dar mai vedeți. Da, da. Ei, hey, apropo, am și o auger acum, ca să zic știrile pe scurt. Altceva nu mai e luat, mă rog, de la trader, foarte important. Ok, hai că asta începe și vorbesc de ce e la trader. Fantastic. Ce mai forță acest... Știi că o ducem așa de bine cu baza încât... invazie zombie. Bă, știi ce mi-a cumpărat de la mall? Bă, fă perechea aia de Adidas și așa. Shit. Ok, bun. Acum... Ce faci, mă? Bine, tu? Le tacticizez acolo, așa. Da, încerc să mut modifier-ul după un shotgun pe altul. Gata. Interesant. Mă, așa bine. Deci, mare invazie, înainte să înceapă mare invazie, ar fi frumos să începeți voi această mare invazie, apăsând acel buton de like și dă invazie la like. Ce glume! Dar, da. Da. Chiar îți curăsc că de multe episoade vom reuși să filmăm din 7 Days to Die, că... Încă e un record. Da, deja suntem la episodul 52. Eu nu mă refer prin views și chestii și like-uri și chestii bine, ci bă, și bine ne ținem noi de treabă. Bă, toate ca toate ăștia au început să vină într-un loc foarte dubios. Deci... Eu și data trecută de aici o pornit. Da? Da, din zona asta. Ia păi de. Aia e naibii. Da, sunt așa, 1, 2. Nu știu, astea poate așa. Aia acolo în spate, bro, unde e mina. Oh, da, corect. Știi că aici și data trecută ne-o luat. Da, acum țin minte. Prin alte faze, măcar... De data asta am țepi ca lumea aici de fier, data trecută n-am avut așa mulți. Da, de data asta avem țepi. Și am și upgradat ăsta, mai bine pereții. Da, și eu cât am stat și am luptat, m-am plictisit, a căzut un pom, oh my god, au distrus un pom. Am vrut să zic ce... Okay. Că am văzut că vine spre ecranul meu, am crezut că ce dracu ăștia, poți să arunce cu copici în casă? Nu, văd că o să fi lovit unul de copac și a început să lovească până la picat. Că altfel nu-mi explic. Așa aproape spre noi, spre bază lor. Zici că smulzi pomul și l-arugă spre bază. Mai știi? Pana mea, acum mă rog, oricum. Deci de ultima dată și eu am dat load la o tonă de glanțe, deci nu cred că o să rămânem fără muniție, nu cred că asta o să mai fie o problemă. Da, e foarte bine. Eu mai am și chestiile astea explozive de la tine. Am dat pe lângă. Nu pot să cred că am dat pe lângă. Mă l-ai prins. A doua n-a mai fost necesară. Bine, nici prima n-a fost, dar a doua a fost la stilul pe bune, frate, pe bune. Deja a fost, da, deja a fost pentru respectul meu de sine. De la asta trebuie să-i punem o lunetă pe săjată, știi, pe crossbow. Cum ar fi bun? Ce mă, că am văzut și parc țintă. Lău, ce tare. Păi și ziceam crossbow parc, vreau să zic, da. Că crossbow cât e cât, îl ții pe omul și trage așa frumos că... Da? Doamne. Ei, da, some shit. Bă, fii atent în fază, dacă mă înjură, asta e. Dau rube, dar unul dintre tovarii și vecii mai buni s-a dus la... Comic-Con să fac cosplay acum câțiva ani și era îmbrăcat într-un tip din Overwatch care are parc
Și omul meu s-a dus extra, nu și-a luat și el, știu, un arc din ăla așa să parate doar bine. Nu, ăla și-a făcut un arc pe bune care poate să tragă și în loc de săgeată și-a luat efectiv o bară de metal, că a zis că nu o să tragă cu el, că doar o să se prostească. Dar să arate, știi, real. Pentru că era real. Și pe scenă intră ăsta, face o tumbă și a vrut, știi, să se facă că trage cu arcul. Și omul meu, din adrenalina, a tras pe bune cu arcul și era să-l împungă pe unul, pentru că săgeata s-a dus drept înainte și s-a înfipt fix în perete, în momentul în care toată lumea din spate a făcut și s-a făcut liniște în sală. Și vrei să știi care e cea mai bună parte? Nu, nu, că nu, a fost dat afară, nu mai are voie să participe. I-aș fi dat premiu. Da. Da, dar gen, știi care e faza, gen, cea mai mișto? Că eu am fost în sală și până să intre el, că eu nu știam că el participă, eu am ieșit din sală. Imaginează-ți cum era să fiu în sală, să-l văd și după ce toată lumea face, eu cu umorul meu negru să încep să mor acolo de râs. Efectiv, ăsta zicea, te rog să nu fie Cristi în sală. Că știa că aș fi început să râd ca bou, ca o hienă, dacă eram acolo și vedeam chestia asta, că l-am murat pe scenă, mă. Da, și o fază de asta, știi? Nu știu cum îi spune la caracter, să zic, bă, tu ai faci, nu știu, faci cosplay la Dumitru, bă, nu la Vlad Țepeș. Și între timp, uite, dă-te spre țeava aia din perete. Doamne. Da. Și totul, bă, să fii scos așa afară și să n-ai voie că ai făcut o chestie bună, reală. Trestuc, mă, trestuc. Dar, da, pe moment... Da, imaginează-ți că l-a fost la gen niciun metru, la câțiva zeci de centimetri, să pocnească pe cineva cu o săgeată care efectiv a ieșit rapid ca un arc normal. Nice. Ai înțeles și ăsta. Foarte nice. Hai să facem armă reală, ce se poate întâmpla. Cum ar fi să fac cosplay la Bomberman? Aoleo. Yeah, sure, hai să facem o bombă reală. Și tu acolo ieși din sală, eu știu să te piși, merg la baie și nu mă auzi. Bum! Și jos se cutremură bunda și pică două, trei bucăți de faianță. Păi stai tu, ce dracu să tu... No, și știi, dacă știam că participă sau nu, tocmai că nu știam că participă, mă duc la baie, face bum și rămâne așa și oh, nu. Oh, nu. Și deși nu știam cu unde, știam cine. No, dar și ce-ar fi fain, cum ai zis tu cu omorul tău. După explozie, toți acolo încă șocați, speriați. Tu intri așa, speriat, repede înăuntru, în sală, vezi explozia, toți. Tu, la unul îi lipsești o mână, la unul nu știu ce, haos, speriat, șocat și tu acolo. Hai, fute, am ratat spectacolul. Da, și o să încep acolo. Arată partea bună. Doamne, să încep acolo să râd ca un idiot. Bă, lăpuși, și mă dați încă o dată că arată partea. Bă, și-am plecat eu repede, bă, așa. Unde n-ai baia aia, mă, trebuie, bum. Gata, am găsit. Ia cam o... Atacă și în zona ta. Dup. Că acum ia, văd că vin în față, știu. Și acolo, în lateral, unde vin prima oară. Mă duc să dau o tură, că eu nu eram în nicio zonă, eu fusesem până în bază. Ok, deci văd că pe partea de sud-est e bine. Trebuie să-mi repar pistolul. Da, am repistolul. Bun, deci est, sud e ok, vest nu văd încă. Vestul văd că era unul aici, atacă câțiva de la vest. A intrat aici. Nu mai sunt acolo? În față, văd că am o vină aici în zona din față. Da, așa bun ești țepii că nu prea ești stres per moment. Aud o cioară. La tine? Nu e la mine, nu e la mine cioara. Fuck, nu e bine, 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 nu e bine. The cioară in with you. Shit.
Shit. Nu e bine. Au, asta e așa un fel de bluff. Stai. Știi, încă nu a venit zombalei, așa, ne trimite o hordă micuță, zici, zicem noi, ah, GG, easy. Și pe intrată, surprise, motherfucker, but wait, there's more. Da, bă, că toate, ca toate... Ok, I'm good, nu mor, sunt bine. Nu mai am nici de buff, e perfect. Mama, n-ai bicioară, deci dacă mă bătea cioara aia, mă făceam de râs. Păi cum, că mă la aici în stânga și văd că ai viață, duci bine, nu erai pe moarte. Am dat de ăsta, cum se numește, health kit. Yeah. Yeah, yeah, da, da. Aha. Ce tare. Ce? Ăla n-am băpuit. What the fuck? Fuck! Așa, mă. Unde ești, creata, te-am văzut? Păi ce scuipă ăștia, bă, nene, mă. Mai scuipați și voi mai încolo. Ăla chiar, eu n-am scuip în ei. Deci, ha? De data asta chiar văd că vin destul de împrășteați față de alte dăci. Da, că de obicei veneau foarte puternic într-o parte și după care mereau în altă parte. Dacă mai văd că mă atacă aici, cred că te atacă pe la tine. Da, mă atacă și pe mine aici. Prin ce alte zone ne mai atacă și nu vedem. Da, deși pe mine mă atacă în partea asta. Da, aia sunt, să zicem, relativ sub control. Everything is under control. Totul este sub control. Oricum mai sunt 8 minute cum ar veni în joc. Da, și țepis tank. Da, n-avem nicio treabă. Dar am folosit cea glanțe totuși. E pistol, nu mai am glanțe, deci am folosit un stack. Ia, e gata. LOL. Da, ți-am zis că mai sunt 8 minute în joc. Bă, oricum, zice, mult ne-au ajutat augerul ăla, bă, nici nu vă dați seama că nu, noi nu filmăm când minăm și astea, că zicem că e boring. Da, bă, augerul ăla e sfânt. Eu m-am mers într-o mină, zbor peste tot, una, doua, e strâns un stack. De acord. E altă viață. Da, cum ieșim și noi de aici acum? Ha? Cum ieșim și noi de aici? Stai că pun eu aici, ăsta e exit. Hai să mai dau pe stânga. Așa. Pac. 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 Am chiar, am în rândul meu să pun în titlul cea genul GG Easy. Da, chiar că. Băi, e prea banal. Fuck. Bine, ok. Făcut, nimic nu mai contează, să vezi tu, dar nu-mi pun, să vezi tu, dar nu-mi pun eu GG Easy X3, X2, na. What? MLG Pro, chestii trăstii. Da, exact, nu, nici chiar așa. Ultra Easy. Bă, nu mai suntem, bă, nu mai suntem în 2012 să zici de MLG. Da, da, mă, spra bătrân deja. Da, e, deja e dracu, 2012, 2013, cred că. Cum m-au întâmplat și porcării. Ok, mai bun. Inventează-o, băieți, oricum. Tu ai găsit ceva... Oh, glanțe, nice. Tu ai găsit ceva interesant până acum, că eu, în afară de niște glanțe... Pipe shotgun de level 5? Măcar valorează ceva? Pipe. Yeah, o, $58 ești nevoie la... Valorează. O, la el. Stai, fă bucățan. Bucățan, lor. Bă, da. Ai, uite, bă, un iron pick de level 5, ai nevoie. Bă, de bine, de rău, știi, râd în glumim. Bine, mă, magnum schematic. Să-mi bobune. Magnum schematic. Na, zici, să-mi zici și mie ce trebuie. Că poate să facem rost. Că n-ar prinde rău câteva magnumuri pe aici. Ai, fii atent, îmi trebuie handgun parts. Avem. Oare avem așa ceva? Avem, avem. 5... Ford Steel, Duct Tape, Scrap Polymer și Spring. Bă, că nici nu așa mult. Adică mă te duc să văd dacă pot să-l fac. Eu am luat și gloanțe pentru... De ăsta, de ziceai tu, pentru Magnum. Da, dar chiar exact pentru asta mi-am luat asta. Mare lucru nu prea văd aici prin inventar.
Ia, bă, dog food, că știu că ți-e îți place mâncare de câini. Da, e bună, las-o acolo pentru următoarea asta, că acum n-am avut. Când, nici dacă aveam ce ne trebuie. Stai corect, că acum am adus aminte că tu ai pus țep de eșme. Hai zic, că măi la țep și fii atent, că ăștia de fier... Mă, așa, de lemn, că am mai pus trei, ca așa de boring. Mamă! Gata, bă! Uite! Noi de, noi de acum putem doar să stăm înăuntru și să zicem gata. Ah, fuck, nu! Deci cât timp deadly, nu s-a răstric în țep, deadly, deadly, bine. Vezi că e un țep acolo stricat să-l repar și tu. Și îmi imaginez de acum încolo să fie apocalipsa, chestia asta, invazia zombie. Noi aici înăuntru nici nu mai tragem de pe baricade, ce să ne stricăm noi glanțele. Și vorbim, bă, Snake, eu știu, care pizza ta favorită? Ăștia acolo... Scuipul aia, nu știu ce. Noi acolo așa, Cileanu, bă, ai văzut meciul de ieri? Bă, mă jur, ar trebui să facem asta odată la o invazie, știi, să stăm în bază, să facem chestii și afară să se audă cum mor zombie. Dar după ce ne punem bine și cu electricitatea și cu nebuniile astea, să fii tu atent, deci facem o fază de asta. Nebunie. Și punem cel mai normal episod. Apocalipsă. Genial. Da, apocalipsa, noi ne punem o măsuță, stă la măsuță, bem un ceiuleț. Păi cum? Mei, senior inventory, da. Ce voiam să vă arăt, oameni buni, deci de la asta am adaug găr și după cum puteți vedea, mai avem aici o motocicletă și mai aveam o chestie pe care am luat-o, dar pot să vă arăt acasă că am uitat cum se rugăște. Ceva bank, ceva de electricitate oricum. E, da. Generator care practic așa, de la da, legi, da. Exact, generator. De la legi toate chestiile să ai curent. Da, exact ce zice Deadly acolo. Și da, având în vedere că baza noastră este cam mare, ne-ar trebui o grămadă de generatoare, că am văzut că firul nu mere tare departe, din ce am înțeles de pe YouTube când am căutat. Info, că logic pe mine m-a bătut faza asta. Ar trebui să fie cel relays care ăla cumva îți lungește cablu, dar și alea nu sunt așa de lungi, să le zic așa. Și da, nu știu ce să zic faza asta cu curentul, dar pe viitor vom vedea, sigur. De asta ce face Core Resist? Bă, dacă vrei să ajungem la 100 de episoade. Plus că mai avem o grămadă de chestii de făcut, noi nici măcar aparent n-am explorat jumătate de hartă. Da. Mi-a zis cineva că, bă, dacă vreți, știi, gen, până acum a fost survival așa, mi-a plăcut ideea că am vorbit cu el pe Discord și îmi zice că, bă, fii atent, ai putea pur și simplu să faci un fel de, nu știu, partea a doua unde vă duce și efectiv cuceriți lumea, că o să fie un punct în care o să ajungem și are dreptate să avem efectiv totul și să nu mai avem niciun stres, exact cum zice aici tu, doar stăm de vorbă și se întâmplă apocalipsa pe lângă noi. Știi că nu, dacă noi continuăm în ritmul nostru așa mai slow, bă, să strângem fier, să eu să tot continui să mai pun un șir, să mai pun un șir, să nu mai să pun un mai șir. Bă, să ajungem să ai nu știu câte șiruri afară, deja, păi mei, să stai, să nu zic că să fac upgrade la pereți, să fie de aia de stil, ăștia e ciment 5.000 viață și aia de stil 10.000 viață. Deci, da, așa mă nenem. Deci stai așa că nu e așa mai pe scurt. Deci, păi cum? Oh. Nașpa, nu e bine. Trebuia să mă mut pe mele. Să-mi trag pe ale mele. Mele, mele. Da, ai venit tu la... Nu, văd că n-ai venit tu la pompieri. Da, a fost atunci, dar încă nu se respawn noastră. Da, s-a respawnat acum. Mai ai 7 minute de steroizi. Dau rush repede pe aici. Te-ți dai că am avut pe steroizi așa. Nici nu cape pe ușă când vine înapoi. Bă, butul ăsta din loc. Da. Trebuie să intru pe o parte când... Și eu pus butul ăsta față, bă. E călmut. Da, făcuse unul o parodie cu ăștia mușchiuloși și așa, dar nu pot să intre pe ușă, dar intră într-o parte. Ca umorul dita mai. Da, da, exact. Dar nu mai știu cine.
Ok, bun, deci am ajuns aici, văd că pe partea asta am spart. Bă, cam oftică puțin faptul că nu se respawnează blocurile. Adică se respawnează doar loot-ul. Deci, într-un fel, dacă spargi un loot din greșeală... Știi tu, e cam dus. La ce te referi? Când știi, când se respawnează o clădire, se respawnează doar loot-ul, nu se respawnează și blocurile care au fost sparte. Bă, asta nu știu. Eu știu că am făcut acea dreptăfă înainte de o misiune. Aia e la misiune, mă refer doar la loot acum, când se respawnează loot-ul. Ok, că nu mai, okay, nu mai găsesc unde sunt alea la naiba. Aoleo. Ok, nu mai contează. Deja Snake s-a pierdut. Da. E perfect. M-am pierdut într-o clădire care nu e foarte mare. Snake s-a pierdut în șaurmerie. Snake prima zi a angajat la șaurmerie. Bă, dar cum ești de aici? Bă, băule, și un frigider ești. Bă, n-am fost. Da, ne. De ce ai avea atâta frigiderul pentru o șaurmerie? Nu mă ne trebuie să mă fac. Gata și... În sfârșit am găsit pe unde trebuia să mă duc, doamne. Oh boy. Da, bă, bun. Așa ceva. Bă, eu nu știu de Snake, dar eu cam aș opri video-ul aici, pentru că mi-am făcut datoria, iar acum cred că va fi o mică perioadă de boring și mai mult ca sigur zic eu că pe videourile viitoare, având în vedere că baza e ok, vom mai vedea noi de minat așa, știu, un timp în opții sau ceva când stăm ala-ndala. Și ar trebui să ne axăm iarăși și pe misiuni. Și respectiv în una din zile, vedem când, să explorăm marele oraș pe care Snake încă-i face hype. Și trebuie să-i faci așa ca și un trailer și ca la un film. Și așa, bum, bum, n-a bă că am găsit mapa. Bă că am... muște și zombi. Ok, bine, muște și zombi, bă. Am găsit... Muște. Da, muște, am găsit, stai ce, machine gun parts. Deci ar trebui să avem și de alea. A steady hand means more targets hit and less ammo wasted, you are more accurate when firing. Ok, bun. Asta cred că ți le-au pentru tine și, ok, pot să închei și eu episodul aici. Da. Că am luat tot loot-ul. Da, ce-au ales.